aproape, pentru sufletul dumneavoastră deschis spre noi, spre ceilalți, spre fapte bune. Mulțumim celor care sunt de fiecare dată lângă noi, lângă Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor, pentru că recunosc în rândul dumneavoastră câțiva oameni de nădejde care au fost alături la aproape toate spectacolele organizate de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor. Cu reverență pentru toți care ne-au fost alături, pentru partenerii noștri, televiziunea Trinitas, Radio Trinitas, pentru agenția de știri Basilica, Active News, mulțumim foarte mult. Mulțumim și Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO, Nicolae Bălcescu, iată, gazda noastră bună, aproape de fiecare dată, la întâlnirile cu dumneavoastră. Marius vrea să vă spună un mulțumesc și de final. De aceea, iată și-a făcut curajul și-a avut din pe scenă. Eu zic să folosim și cel de-al doilea microfon, Marius. Deși suntem așa într-o intimitate, încât cred că putem renunța și la microfon. Intimitatea sufletelor bune. Intimitatea sufletelor bune, așa este. Ce înseamnă să fii bun? Să fii om bun înseamnă să fii om. Chiar dacă necazurile, problemele vieții ne coboară, ne urcă, cert este că viața este frumoasă și trebuie trăită. Trebuie trăită cu un scop bun. Scopul bun este cunoașterea cărui ființe dragi. Cunoașterea Bunului Dumnezeu. Bunul Dumnezeu este iubitor. Și știți de ce este iubitor? Pentru că este bun. Dacă n-ar fi bun, nu ar fi iubitor. Bunătatea și iubirea se completează una pe cealaltă. Dumneavoastră ați venit aici din grijă, cu grijulie, de la muncă. Ați făcut de două ori fapte bune. Una, faptă bună de a bate drumul până aici. Și a doua faptă bună este de a dărui concret un bănuț, un gest plăcut pentru a organiza două tabere de vară unde copiii de la casele de copii se vor bucura de momente plăcute de neuitat. Suntem aici cu toții pentru că vrem să fim aici, pentru că ne pasă, pentru că societatea este vie numai prin oameni buni, oameni care înțeleg de ce e bine să ajuți, de ce e bine să porți de grijă. Sfântul Mucenic Cristofor, dacă îl vedeți în siglă în partea mea dreaptă a cirii, este un sfânt care a făcut foarte mult bine. Până i s-a arătat până la urmă și pruncul Iisus Hristos, în formă de copil, și a spus: numele tău ți-e scris în ceruri, de aici încolo te vei numi Cristofor, purtător de numele meu, pentru că faptele tale cele bune sunt scrise în ceruri. Sfânt, Sfânt care ne îndeamnă mereu să nu uităm de grija celor care au nevoie de noi. Iar copiii, de la, în general, au nevoie mare, ca și bătrânii, și de aceea noi încercăm să avem grijă de ei cu ajutorul dumneavoastră. Deci, vă mulțumesc din suflet că ați venit, că ați făcut un efort. Efortul ăsta de a ajuta nu se îndreaptă către asociația noastră, ci se îndreaptă pentru a bucura și ajuta copiii și bătrâni nevoie.